Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un fost primar condamnat pentru luare de mită, prins în flagrant de luare de mită, judecă condamnat, și va candida pentru PSD în 2024 la aceeași primărie unde fusese prins cu luarea de mită. Unde e știrea? Că s-a mai făcut. Nu, stai, să nu fim. Nu, că sunt niște particularități. Eu o să vă rog să dați mesaje astăzi la Republica Fantastică România și să ne spuneți ce credeți, adică dacă l-ați votat pe domnul sau nu. Sau cum vi se pare ideea. Dar trebuie să ascultați toată povestea. Okay. Deci WhatsApp-ul nostru 0728-3132. Și fiți atenți. Deci, este vorba despre un domn pe care îl cheamă Viorel Adrian Stan. Dânsul a fost prins într-un flagrant organizat de DNA în octombrie 2015, ne reamintește publicația ziariștii.com. Atunci, dânsul era primar PNL al orașului Techirghiol. Și a primit mită 40.000 de lei de la un om de afaceri, suma reprezenta cam 4% din valoarea unor facturi pe care urma să le deconteze primăria Techirghiol. Deci una dintre mizerile cele mai comune care se fac în administrația publică, atunci când o primărie, să spunem, comandă niște lucrări, după aia nu mai plătește și nu mai plătește și nu mai plătește și nu mai plătește. Și respectiva firmă e disperată că na, are angajați, are subcontractare, nu? Adică trebuie blochează. Să plătească chirie pe echipamente pe alea și se cere un parandărăt. Dacă vrei să-ți dau banii pe care îi meriți, adică sunt banii tăi contractuali, înțelegi, este cea mai mare porcărie, nu că-ți fac vreun serviciu suplimentar. Da, plătești deblocarea banilor. Da, mă. Bă, deci e dreptul tău, mă, și ca să îți primești dreptul tău, trebuie să încalci legea. Asta este. Și vă înspăimântător. E, da, dar nu-i plânge că și 80% sunt vagabonți care se bagă în combinații de-astea cu statul. Adică pleacă asumat în... E și vorba asta cu asumatul acum la mare modă. Adică știu din capul locului ce așteaptă. Da. Cei mai mulți. Da. Păi probabil că unul dintre motivele pentru care 80%, cum zici tu, sunt golani, este tocmai asta. Adică eu, de exemplu, refuz să fac orice fel de contract secundar, să am orice fel de colaborare care implică bani publici, bani de la stat. Tocmai pentru că nu vreau să am de-a face cu statul, pentru că sunt golăneli, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă pe acolo, nu vreau. Mulțumesc frumos. Nici cu privatul nu ești sigur că îți primești banii, că mi-am luat țepe. Dar măcar e privat. Ok. Așa. DNA, deci, l-a mai acuzat pe domnul primar că luase mită în repetate rânduri. În perioada 2013-2015 a fost trimis în judecată, găsit vinovat, condamnat la închisoare cu executare și în 2018 a fost eliberat condiționat din pușcărie. După un timp a făcut o cerere de reabilitare. Anul trecut, Tribunalul Constanța i-a admis cererea. Deci în fața justiției, dânsul este reabilitat. Nu mai are cazier. Reabilitarea în justiție se pronunță în anumite condiții. Poți să faci o astfel de cerere dacă ai cazier, deci dacă, nu știu, sunt mai multe condiții. Dacă persoana condamnată anterior a avut conduită bună, a respectat programul în pușcărie, habar n-am, dacă n-a recidivat, dacă a trecut un anumit timp de la executarea sentinței, în fine, în urma reabilitării se înlătură interdicțiile, dacă are cumva interdicție să candideze, să nu știu, se înlătură interdicțiile și antecedentele penale. Adică justiția consideră că persoana în chestiune și-a plătit datoria către societate. A comis o greșeală, a fost prins, judecat, condamnat și a executat pedeapsa și acum este din nou alb, apt de joc. Apt de joc. E, aici v-aș întreba, cum ziceam, cu mesaje pe WhatsApp la 0728-3132. Ce ziceți? Omul a făcut pușcărie, a primit hotărâre de reabilitare. E ok să devină din nou primar? Funcție din care a luat șpăgile care l-au trimis la pușcărie? Cum vi se pare asta? Oamenii au anticipat, au început așa să scrie mesaje înainte să... Păi nu că trebuie să auzi întreaga poveste, mă. Trebuie să-i dăm și acest beneficiu. Da, nu? Da, da, corect. Potrivit ziarului Dobrogea Live, domnul acesta, Adrian Stan, a anunțat ghilimele, citez, pentru că în Techirghiol se poate mai mult. Deci asta e. Pentru că în Techirghiol se poate mai mult. Pentru că îmi doresc ca orașul nostru să se dezvolte. Pentru că știu ce și cât pot. Pentru că meritați o guvernare locală în interesul vostru, al tuturor, nu al grupurilor de interese. Vezi? Am luat decizia de a intra în cursa electorală de anul viitor ca și candidat al PSD la primăria Techirghiol. Îi salvează de grupurile de interese, lucrează singur. Mă gândesc. Mi se pare fascinat. Adică eu dau dreptul cuiva care a trecut printr-o experiență să iasă să spună, da, domnule,
am comis-o, am nu știu ce, am fost un dobitoc, dar mi-am dat seama. Uite, m-am pocăit, am făcut drumul Damascului, mi-am donat averea și acum vreau să recompensez cetățenii. Dar nu poți să vin cu un discurs de asta, chiar dacă ai fost reabilitat de justiție, pentru că știu ce și cât pot. Toată lumea știe ce poți, că ai fost prins în flagrant, că luai și pagă pe bune. Va fi interesant de văzut ce vor vota oamenii, având în vedere și faptul că orice cetățean care trece pe la pușcărie, știi bine că se angajează mai greu ulterior. Își găsește de lucru destul de dificil, că lumea n-are încredere. Odată ce a trecut pe acolo, știi cum, ai multe semne de întrebare. Da. Dar omul ăsta a fost la nivel înalt, adică a dat o vitură ca lumea. E foarte greu. Și foștii condamnați, cei cu cazier, da, într-adevăr, își găsesc greu de muncă. Da. Dar aici nu e vorba să-ți găsești să aibă încredere un patron. Acest domn cere, încrederea unui oraș. Uite că nu știu câți locuitori are Tăchirghiol, dar măcar pe câteva mii de voturi tot speră că ar putea primi. Lupul schimbă părul, dar ravul ba, scrie Valentin din Iași. Aha. În timp și un alt ascultător spune că a furat, dar a și făcut, după cum se spune la noi. A și făcut. Mihai scrie că și la Râmnicu Vâlcea un primar ieșit din pușcărie pentru luarea de mită a fost reales. Iar, uite, Andrei scrie că românii au votat un mort. Cum să nu voteze un condamnat? Apropo de asta cu condamnat, nu știu pe cine, dar... A fost parcă ceva la o primărie într-un sat. Am văzut, dar uite că nu mai știu unde am avut săptămâna trecută sau acum două săptămâni câteva interviuri luate pe stradă în Baia Mare. Să mă scuze cine le-a făcut, că nu mai știu unde le-am văzut. Dar erau niște domni și doamne pe o bancă într-un parc din Baia Mare. Și un domn, și reporterul întreba, dar cum e că l-ați votat pe Chereche 71%, adică totuși hoț, mită, nu știu ce. Și domnul acela spunea, dar ce, la voi la București n-a furat Udrea? Mie mi s-a blocat mintea, adică, bă, da, furat, și ce asta? Înseamnă că dacă fură unul la București, trebuie să avem și noi hoții noștri aici la Baia Mare, știi? Adică noi de ce să n-avem? De ce să aibă numai bucureștenii hoții? Apropo de Tăchirghiol, sunt vreo 8.000 de cetățeni. În Tăchirghiol nu știu cât sunt cu drept de vot, dar Wikipedia spune că orașul are 8.000 de cetățeni. Poftă. Marian zice că omul ar merita mai mult. Măcar ministru. Da. Pă, bun, e interesant că domnul acesta, Viorel Stan, să știți... Bun, i-a mulțumit lui Felix Troie. Așa. Îți minte, Felix Troie, președintele Organizației Județene PSD Constanța, pentru încrederea acordată. Și dânsul a mai candidat odată în 2020, din partea PMP. Deci a ieșit din pușcărie în 2018 și în 2020 s-a înscris din partea PMP. PMP, vechiul partid al lui Traian Băsescu, n-a reușit. Și acum l-a luat PSD-ul, după ce a fost și la PNL. Deci ăsta este, de fapt, un traseist care a făcut și pușcărie, prins pentru luare de mită și toate partidele, eu asta nu înțeleg. Partidele îl validează. Băi, da, adică, bune... Măcar... Nu-i nimic nou. Nu-i nimic nou. Nu reușesc să pricep cum poate să funcționeze o astfel de cărdășie. Mintea mea nu cuprinde. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.